Tu stai cu drapelul României, nu-ți e rușine? Tu te stimbezi pe tine însuși sau nu? A? Mișa. Domnul Ghimpu, poftim, replică. Eu n-am drept să spun, Valodea, că sunteți mai în vârstă, ați fost președinte, întotdeauna por respectul funcțiilor și omului, dar vreau să vă amintesc, domnule președinte Voronin, că aceste trei culori au fost și sunt și drapelul Republicii Moldova. Diferența este doar că pe al nostru este sistema de stat. Dar la început, până la adoptarea sistemului de stat, aceste trei culori au fost drapelul Republicii Moldova. Și doi, aceste trei culori, domnule Voronin, reprezintă unitatea românilor din cele trei principate, Moldova, Transilvania, Ardealul și Muntenia, țara românească. Și eu cu mândrie port acest drapel și o să-l port toată viața în suflet și indiferent unde, pe masă, un copac, chiar și în fața dumneavoastră, dacă permiți, pot să vă-l aduc. Sunteți de acord? Și când ați fost președinte, înainte spuneați că e drapel fascist, dar pe urmă s-a rotat acest tricolor, ca și Dodon. Mulțumesc. Finanțare, mulțumesc, n-am nevoie de bani. Eu știu, o faci politic fără bani. Cei cu bani, asta deja nu-i democrație.